Este uimitor, însă cel mai dificil și periculos moment într-un zbor este decolarea. Sună ciudat, însă avionul când se ridică de la sol este perfect reglabil și primește instrucții de la dispecerat. Cu siguranță o să vă întrebați, oare ce se poate întâmpla? În timpul decolării, motoarele avionului sunt supuse unei presiuni foarte mari. Practic, au o presiune dublă, mecanică și termică. Deci, dacă există vreo piesă în motor care se poate strica, acest lucru chiar se va întâmpla. În plus, avionul este plin de combustibil și există un risc mare de incendiu, iar pentru a evita astfel de incidente, fiecare navă este supusă unor pregătiri de zbor. În timp ce tehnicienii pregătesc avionul, unul dintre piloți calculează viteza de aterizare. Pare destul de simplu, însă pentru a calcula viteza este nevoie de calcularea lungimei pistei, starea ei, numărul denivelărilor, masa avionului, înălțimea aeroportului, deasupra mării și multe altele. Iar toate acestea ajută la salvarea multor vieți. Dacă piloții observă defecțiuni înaintea calculării vitezei, ei pur și simplu anulează zborul, iar dacă aeronava deja a prins viteză, va trebui oricum să decoleze. Încercările de a opri avionul vor duce inevitabil la accident, însă într-adevăr, avionul defect își va continua zborul? Desigur că nu. Piloții se vor învârti în jurul aeroportului și abia după asta vor ateriza cu bine. Toate acestea pentru a cheltui din combustibil. Pentru accelerarea motoarelor, piloții pornesc modul de decolare. Pilotul pornește la maxim unitate de suflare, astfel crește coeficientul cilindrului de umplere. Da, sună complicat, însă în practică aceasta înseamnă că motorul arde mai mult combustibil, furnizând astfel puterea necesară pentru decolare. Pentru a crește puterea de ridicare, pilotul extinde lamele și clapele. Acestea ar trebui să aibă o poziție care mărește forța de ridicare și care nu împiedică accelerarea avionului. Dacă totul este efectuat corect, avionul va decola mult mai rapid și cu o viteză mai mică. După ce avionul primește permisiunea despeceratului, pilotul oprește frâna roților și începe decolarea. Avionul intră pe pistă și se mișcă tot înainte pentru a accelera până la viteza necesară. În acest moment, cel mai important lucru este că avionul să nu se clatine. Tocmai din acest motiv este interzisă decolarea când e vânt puternic. Și din nou o să vă întrebați, oare de ce este periculos vântul obișnuit, pe când avionul cântărește sute de tone? Așadar, vântul mișcă avionul creând astfel un flux de aer involburat. Ca urmare, forța de ridicare scade și avionul se poate prăbuși. Este foarte dificil zborul când suflă vântul lateral. Până la o anumită viteză, volanul pur și simplu nu funcționează, iar pilotul controlează avionul prin frânarea cu șasiurile. Când pilotul accelerează, înclină volanul și ridică nasul aeronavei. De îndată ce avionul s-a pomenit în aer, pilotul închide șasiul și luminile de evacuare. Aceste elemente măresc rezistența la aer și îngreunează decolarea. După toate acestea, pilotul oprește treptat toată mecanizarea aripilor. Acest proces ar trebui să fie lin și în același timp nu prea. Totul constă în aceea că mecanizarea aripilor asigură forța de ridicare, iar dacă mecanismul este oprit, avionul va decola sub un unghi ridicat. Aterizarea arată ca o reflecție la decolare, însă diferența totuși există. În primul rând, pilotul eliberează șasiurile, apoi lamele și, în ultimul rând, clapele. Partea aeriană a aterizării durează doar 6 secunde, iar în acest timp pilotul alinează avionul, încetinește și mărește unghiul nasului avionului. Vă amintiți despre vântul lateral? Știți deja că acesta este periculos în timpul decolării, dar să știți că în procesul de aterizare vântul este și mai periculos. Dacă avionul începe să se clatine în aer, el nu va putea aterizat drept pe pistă. Când centrul de greutate se deplasează prea mult, șasiurile se pot ridica și avionul se va prăbuși pe pământ. Boeing 747 versiunea A. În momentul creării, acest avion a devenit cel mai lung din lume. Pe principalul concurent Airbus A340-600, Boeing-ul l-a depășit cu aproape 90 de centimetri. Dimensiunile acestui gigant sunt impresionante. Lungimea Boeing-ului este de 76 de metri și 30 de centimetri, iar avengura aripilor este de 68,5 metri. Avionul gol cântărește 213.000 kg, iar greutatea maximă de decolare este de 448 de tone. De la început, avionul era echipat cu 4 motoare turboreactoare, iar tracțiunea maximă a unui astfel de motor este de 296 de kN. Așadar, puterea totală a aeronavei este de 1184 de kN. Iar acum puteți vedea cum arată decolarea normală a lui Boeing 747. Avionul iese pe pistă, accelerează și se desprinde ușor de pământ. Uimitor, nu-i așa? Scrieți-ne în comentarii dacă ați zburat vreodată cu un Boeing 747. Boeing 787.
Există și alte modele Boeing care sunt destul de impresionante. Acum puteți vedea o decolare practic verticală a lui Boeing 787. Acest model este aproape de două ori mai ușor decât 747, însă oricum este gigantic. Greutatea maximă de decolare este de 254 de tone. Cu aterizările extreme, Boeing-urile la fel se descurcă de minune. Boeing 737 a aterizat în timp ce un vânt puternic îl clătina dintr-o parte în alta, iar pe lângă asta, pista era udă de la ploaie. Pilotul a încercat să aterizeze, însă avionul se clătina în dreapta și în stânga, lovindu-se de beton cu șasiul. Iar dacă pilotul continua aterizarea, aceasta s-ar fi putut termina tragic. Însă pilotul a fost puternic și a reușit să ridice Boeing-ul din nou în aer, după care a încercat din nou să aterizeze și iată că de data aceasta i-a reușit. Boeing 747-400. Există și alte dificultăți în timpul aterizării. De exemplu, la Boeing 747-400, în timpul aterizării, i s-a blocat șasiul din dreapta. Și asta în timp ce greutatea maximă de decolare este de 413 tone. Doar imaginați-vă că acest gigant cu o viteză de 250 km la oră se lovește de pământ cu roțile, însă aripa din dreapta nu are sprijin. Avionul trebuia să se răstoarne după un astfel de incident, însă pilotul a reușit să manevreze atât de bine, încât a reușit să aterizeze pe pistă fără nicio problemă. Airbus A380. Dacă Boeing 747 este considerat al 8-lea cel mai lung avion din lume, atunci Airbus A380 este cel mai greu. Lungimea acestui monstru este de 73 de metri, iar anvergura aripilor este de 80 de metri. Greutatea maximă de decolare a gigantului este de 560 de tone, cu 122 de tone mai mult decât la concurentul său. Airbus A380 este mai greu decât o casă cu un etaj făcut din cărămidă. Impresionant, nu-i așa? Avionul este echipat cu 4 motoare turboreactoare cu o tracțiune între 311 și 340 de kN. Avionul pare a fi greu și neîndemânatic, însă acest uriaș este capabil să facă multe lucruri pe care nu le pot face avioanele mai mici. Acest avion poate decola pe o pistă de 500 de metri, pe când lungimea standard de decolare pentru un astfel de gigant este de 2 km. Doar priviți la aceste imagini uimitoare. Acest avion cântărește cât o casă, însă zboară ca un fluture. Aterizează uriașul la fel de bine. Inginerii au pus în Airbus A380 atât de multă siguranță încât mașina face față atât vântului cât și problemei cu pista. În timpul unei furtuni deasupra aeroportului Heathrow din Marea Britanie, Airbus A380 a aterizat pe pista umedă și în timpul unui vânt puternic. Avionul a intrat în zona de turbulență și a fost învârtit de mai multe ori, încât piloții nu puteau nici decola lin și nici ateriza ușor pe pistă. Până la urmă, gigantul a aterizat în poziție verticală. Da, da, verticală. Este greu de crezut. Airbus a aterizat lateral, a ieșit în afara pistei, tocmai pe iarbă. Cu toate acestea, avionul a rămas complet intact și nicio persoană de la bord nu a fost rănită. O situație similară a fost și la Düsseldorf. Airbus a aterizat în timpul unui vânt lateral foarte puternic. Avionul de 500 de tone zbura în aer ca un avion de hârtie, iar după ce a aterizat, a început să alunece de-a lungul pistei. An 225. Este considerat cel mai mare avion din lume, care are de asemenea cea mai mare greutate la decolare din lume. Avionul a fost proiectat și construit la o uzină mecanică din Kiev, tocmai în 1988. Acest gigant există doar într-un singur exemplar. O să vă întrebați, de ce este nevoie de un astfel de avion, mai ales într-un singur exemplar? Adevărul este că An 255 trebuie utilizat într-un program spațial. Avionul uriaș trebuia să transporte componentele rachetelor și a navelor spațiale dintr-un loc la poligonul spațial. Și nicio aeronavă existentă nu se descurca cu această sarcină. În plus, inginerii voiau să îl folosească ca prima etapă din sistemul de lansare a navelor spațiale. Apropo, de aici e și designul neobișnuit al avionului. Unele componente a rachetelor nu încăpeau în cale și inginerii au dezvoltat niște fixări externe. Însă, marfa supradimensionată crea o sarcină aerodinamică suplimentară, iar pentru a rezolva această problemă, inginerii au creat o unitate de coadă de 2 km. Lungimea acestui uriaș este de 84 de metri, anvergura aripii este de 88 de metri și 40 de centimetri, iar greutatea maximă de decolare este de 640 de tone. An 225 are 6 motoare, iar în timpul decolării fiecare din ele dezvoltă o tracțiune de 23 de tone. Cu toate acestea, avionul, din păcate, doar o singură dată a transportat un material supradimensionat și cu asta totul s-a terminat. Iar timp de 30 de ani, acest avion pur și simplu a transportat marfuri din diferite țări.
cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vă place ceea ce facem, atunci abonați-vă la canal și rupeți butonașul de like. Iar dacă nu doriți să ratați următorul videoclip, atunci porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!